A fost un weekend greu, un weekend încărcat la Constanța. Pompierii militari au avut intervenții una după alta, fără să aibă prea mult timp la dispoziție pentru refacerea capacității de intervenție, dar s-au descurcat cu brio. Și la această oră, în continuare, colegii mei sunt în teren și lucrează pentru înlăturarea efectelor negative produse de furtună. A fost un weekend cu un număr record de apeluri la 112 în dispeceratul integrat al inspectoratului. Am avut peste 1000 de apeluri care sesizau diferite situații de urgență produse în urma furtunii. Colegii au executat în acest weekend, în doar 48 de ore, 532 de misiuni, peste 240 de copaci degajați, 50 de acoperișuri smulse și degajate, 128 de cazuri medicale, 13 incendii și multe alte situații. În continuare, la această oră, mai sunt doar câteva localități parțial afectate de întreruperea energiei electrice. Un aspect foarte important pe care dorim să-l sesizăm este faptul că în timpul furtunii, dar și la finalizarea acesteia, nu s-a înregistrat nicio victimă și ne bucurăm de acest aspect. Dorim să felicităm colegii din cadrul inspectoratului și să le mulțumim pentru că au fost la datorie, responsabili și cu spirit de echipă, așa cum o fac întotdeauna pentru cetățeni.